Ok, bun, deci cred că suntem live. Ia să văd ochiul meu mai bine. Adevărat, uite, suntem și noi live. Da, hai că mă aud dacă e ceva. Uitați microfonul. Mulțumesc foarte mult pentru acest număr foarte frumos de abonați, 730, chiar nu mă așteptam. Sunteți super tare și aveți tot respectul meu. Păi de ce trebuie să dau o grămadă de refresh ca să-mi apară că sunt live? Salut! Cristiano Ronaldo, salut Andrei, salut Andrei! Bine ați venit, băieți! Încă o dată vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru numărul de abonați. Chiar nu mă așteptam. Mi-am făcut și eu o cafea ca să fiu cât mai fresh posibil. Dacă știți cum zic. Da, mulțumesc! Salut, 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 bine ați venit, băieți! Imediat îi dăm play, dar mie nu mi-apare pe canal că sunt live ca să pot să citesc și eu comentariile mai bine, adică... Gata, băieți! 7 persoane din prima, du-te, bă, frate, nu te... Ești nebun, la cap, 5 like-urile, respect! Salut, Adrian, salut, Magda! Bine ați venit! Gata, mă, hai că vă citesc eu comentariile acum, forță blană! Forță blană, hai că da, mai luăm o gură de cafea! Chiar dacă am băut și un energizant la magazin, dar merge. Mai merge și o cafea. Mai ai bani? Da. La club nu. La echipă nu. Asta e cariera mea cu Real Madrid. Nu se pune. Așa. Hai să intrăm pe cariera cu Dinamo. Aici Dinamo Live, cum am trecut eu. Și avem meciul cu Real Betis din deplasare. Trebuie să câștigăm, dacă mă vreți, avem o șansă în ultimul meci. Trebuie să câștigăm. Salut, Nicu, fără fură Micu. Da, deci cam asta o să fie echipa contra celor de la Real Betis, pentru că am întâlnit în mare parte titularii. Sper să-i bat, să-i nenorocesc, să îi bată în ultimul hal. Chiar dacă jucăm la ei, sunt o echipă foarte bună din Spania. Salut Andrei Game, bine ai venit! Salut, bă, băiezu! Hai, ce faceți voi? Faci transferuri? Am făcut transferuri la episodul pe canal. Ce față are Mătini, da? Ora. Adezum. Am încredere în băieții noștri. Doamne, ajută să stați așa. Să nu-mi dea mie indicații ce să fac și cum să fac. Gata. Trebuie să o dau din setări, dar mi-e lene mereu. Mereu zic, dar nu fac. Așa. Paulu, ce-ai făcut? Bine, Alexandru, acolo l-ai făcut să dea minge în afară de noi. În primul episod ai făcut transferul, da. Scrie și în titlu, parcă și în thumbnail. Sunt Sebi de la meciul cu Milan. Da, te știu. O Lobejani, ai grijă. Noi vă dați seama că iau o viteză superioară față de noi, dar asta le arătăm că suntem și noi buni. Ade, Elec. Dă-i drumul mai repede la minge. Am crezut și eu că rămâne și el în posesie. Dar rămâne mingea cu noroc la noi, ca acum Caicedo. Pleacă Montini. Dacă nu vreau așa, dar... Am vrut și o să continui mai frumos, mai spectaculos, dar n-am avut cine. Ți-am trimis mesaje pe Instagram. Nu prea am răspuns pe Instagram. Salut, Adrian, bine ai venit. Am vrut și să fac live, dar nu mă simțeam așa ok și zic, o, hai să filmez challenge-ul ăla. Să-l pun. Hai că n-aveam niciun chef și am intrat seara pe la 11, așa pe calculator. În rest, toată ziua n-am stat. Haide, Nistor. Nistor pentru Davi, Caicedo, pardon, haide, hai Caicedo. Hai Caicedo, una bună. E bună, și? De ce a dat așa, mă, mâncați aici gura ta? Cine e asta, mă, Nistor? Da. Salut, Paris, bine ai venit. Lui David Petrucci și Ivo Pinto, care au fost la CFR, le expiră contractul.
Sezonul gen în FIFA sau vorbești în real life? Mai care era cu FCSB, nu, nu mai am. Dar după ce termin care era cu Dinamo, voi o să votați iar și cine iese la vot o să fac carieră. De exemplu, poate este viitor. Facem carieră cu viitor, nu e problemă. Aulu, ce prost am pasat acolo cu Elec. Elec parcă nu este în formă, nu prea îmi place de el. Această prima repriză, bine Alexandrova, că te-ai descurcat foarte bine. Acum Caicedo. Haide, băieți. Hai, Caicedo, că Egita mai negru. Atahal. Prost. Prost, prost, prost. Bine, am crezut că nu se lovește mingea în el, dar am calculat bine unghiul. Acum am calculat foarte prost, da, Elec joacă extrem de prost în această primă repriză, dacă nu-și revine la doua o să-l schimb, ai grijă acolo, bine, Hamid. Deci pe tastatură, nu, pe controller. Salut și Dinamo, salut! Cea mai slabă echipă e Dinamo, nu prea cred. Mi se pare că are astăzi cu clinceriu, nu? Voi la meci. Bine, Nistor, Matea Montini, nu prea a avut acolo cum să combine. Caicedo trebuia să fie mult mai avansat la acea fază. Ai văzut meciul Craiovei? Păi, fraților, recunosc că nu am uitat la tot meciul, am uitat doar puțin în repriza a doua, am intrat la masă, după am plecat iar pe stradă și am urmărit așa. Și după am căutat pe nebăi, ce să o spun, 150 metri nebun la cap, zic, urma 120 se termina, dar de unde? Că a fost incidentul acela cu suporterii, s-au luat la bătaie, ăștia, jucătorii, da. Hai, sper să nu primească suspendare pentru meciurile pentru meciul următor cu AEK Atena, pentru că vă dați seama, AEK Atena a jucat în grupul Champions League sezonul trecut. Și ce încercat care este de acolo. Da, joc pe orice clasă. Au nevoie foarte mare de suporte, dar așa să zicem că ar primi o amendă 100% cu suspendare de vreo două meciuri în grupele europene. În grup. Acum, na, vedem. E să nu vină suporteri la meci, două meciuri sau așa. Așa, Bilaceli e foarte bun la 11 metri. Este foarte bun portarul Bilaceli. Din nou. Păi, Caicedo joacă bine. Îmi place. Ok. Eu zic că da, te-am întrebat. Ah, mersi. Haide, bă, bravo. Ce prost am fost aici, trebuia să degajez. Da, vă dați seama, mă domină ăștia, da? Poate așa, pe o contra, o greșeală de-a lor, reușesc și eu să înscriu. Bravo, Alexandru, Matia Montini. Ei, excelent, l-a văzut aici pe David. Viteză bună lui David. David Co Nu pot să cred. Singur cu portarul. Din Steaua și Dinamo o să termine egal. Derbiu. Cățenei, 16 ani. Fac 16. Haide, Lopez, degajează. Bravo. Bine, Bejan. Și acum, Caicedo. Caicedo pleacă, Montini. Bravo, Montini, acum. Centrare bună, Nistor. De ce nu l-a stat pe David, că avea... Era în fața mingii. Adică era cu fața. Și-a întors gâtul așa, Nistor. Bine aici, Nistor. Pleacă David, excelent. Bravo, centrare. Hai, deci cu una bună, Caicedo, farfecă! N-am fost aproape. Deci... Am fost foarte aproape, n-am fost departe, mă scuzați. Se termină 2-0 pentru Steaua. Deci dacă ieșea farfeca aia, sunt probleme mai mari la Steaua decât la Dinamo, să fiu sincer. Da, dar o să remedieze și la Steaua. Dar vă dați seama, nu accidentați. Neața, salut! Grăbiță! O să-i bați pe cei de la Betis pentru că joci bine, da? Hai, Dinamo! Da, mi-a ajut! Ade Gardoș. Bun, Danistor. David. Îl omârși le accept cu băbiță.
Da, am văzut și ele că mijlocașii mei de închidere nu prea s-au văzut în acest meci. Până acum, lasă că ei până noi la alergat, la antrenamente. Vine David aici. Haide, uită! Montini. Matia Montini, aoleu, dacă te ceam acolo. Da, mereu este acel dacă. Nu știu ce-i faci. Dacă făceam așa, ieșea bine. Dacă nu făceam așa, era prost. Știi? Cu ce club țin în Liga 1? Din Liga 1 ce, cu ce club țin cu Craiova. Dar dacă te referi din România, cu Petrol. Eu mă refeream la intervenția patronului. Da! Ce zici pe care greșește când critică prea mult? Bă, am vorbit de Steaua. Nu mai vorbesc de Steaua, gata. Nu mai spun nimic. Iau eu gol din cauza asta. Nu mai, gata. Mi-a ajuns. Este egalez acum. Vreau să-i bat. Dacă vorbesc de oi, de oi, Doamne, tu vorbesc cu păcate. Dacă vorbesc de Steaua. Bună pasă, David, dacă nu scrie, ești prost. Trec în pieptul lui portar. Bună, e Rafael Rafa. Tăulu Inui. Avansează bine Inui, centrează noi. Bravo. Haideți-mă puțin în ei și noi mai cu vână. Dar nu vână de la Steaua. Uite, iar am vorbit de Steaua. Voi, voi, deci iar am vorbit de Steaua. Deci iar am vorbit de Steaua și am luat gol. Nu pot să cred. Aoleu, hai să dăm și noi puțin pe attacking. Matea Montini, ce ți-a făcut-o mă prea lungă, mă, că vreau să ajutez acolo. Am zis eu că e 2-0. Vorbește cu avântul. De avântul prăbușirea, da. A venit vijelie, s-a dus. De la stadionul pe sus. Dacă vorbesc eu de Petrolul că să câștige Liga 2 în acest sezon, o să dau gol. Fiți atenți. Fiți atenți. Dacă vreți să vedeți și voi lotul celor de la Petrolul Ploiești, am fost și eu la prezentarea lotului din acest sezon. Așa că aveți clipul pe canal. Nu. Gabriel, bravo. Prost, Caicedo, prost. Se termină 2-1. Vedem, vezi, vedem. Excelent și pasă bună, bravo, David acum. Haide, David, pentru Matia Montini. Montini. Greu. Greu, momentan, trebuie să băgăm mulți bani în această echipă. La Caicedo, Fili Mârșliac, la 7. Pentru că este dobream pentru Montini. Așa, de că reușim să combinăm totuși. Așa, puțin greșește Montini pasă, dar nu-i problemă. Eu. Bravo, Mârșlia, Caicedo, Matea Montini, șut! Da. Iar pe vână, s-a Cheli. O să ia sezonul viitor pentru că acum nu mai am buget. Au vreun jucător cu nume mai cunoscut sau care a fost în Liga 1? Păi, Marinescu. Mai Bărboianu. Da, așa că mai era. Cioinac, Mihăiescu. Au venit jucători buni. Valentin Munteanu. A luat mulți de la Călăraș și s-a transferat, n-am, să vă dați seama, au retrogradat. Așa. Aolo, Telo, 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 ce trează asta mereu periculos, cât de bine l-a găsit, Amid, așa a ieșit. Așa, Caicedo, Gabriel, bun. Gardoș în atac, hai pe diagonală bună Gardoș, bravo, vă dați. Elec. Intrarea lui Elec. Pa! Bă, ce baranda, mă! Bine, Nistor acolo.
Aoleu, Alexandru, ce ai greșit-o. Ce baranda, mă. Ești. Păi, am zis că dă fault arbitru. Mamă, pe din eu, da. Da, o să-i caut. Bine, mă, hai, David, acum. Hai, ultima fază, David. David, urcă foarte bine cu mingea la picior. David, pentru Matia Montini. Hai, că o prinde Montini. Și s-a terminat 2-0 pentru Betis în nasol. Păi da, și eu vreau să o Cluj, Rapid, Petrolul, Argeș chiar. Să se ducă frate ăștia, cum e ce, voluntarii, clincenii, toate. Cum să vă zic eu, nu vreau să vorbesc urât despre ele, dar nu sunt echipe cu tradiție cu alea, nu au suport, deci vă dați seama. Așa, hai să caut pe Petrucci și Pora. Ok, bă, îmi place mult de Lăcătuș, deci l-am în Academie. Sergiu Popa, ăsta e că e și el interesant, hai să-l iau un club. Băi, deci, fraților, este cald rău de tot. Așa. Transfer hub, nu. Pleasure. Share player. Bun. Cum era ăla, mă? Ivo Pinto. Uite, mă. Da, mă, uite, expiră contractul. Expiră contractul, bun. Și Petrucci. Uite, Davide Petrucci. Bun, eu chiar am uitat de acești jucători. Bă, mai era la Sulei Muniru. Dar nu este. Dar nu este FIFA. Brevold mai era. Dar nu mai știu, parcă era Nicardo. Nicardo. Brevold, dar nu mai e. Varela e scump rău și mi se pare că nu expiră contractul, din câte știu. Oh, ba da, și lui, perfect. Ibrahima Balde. Era atacat, nu? Dar lui nu expiră contractul. Alibec. Mai gata, luăm doar pe ăștia care da, o să revină sezonul viitor, nu-i problemă. Ok. Îl avem mult din nu-i problemă de război. Vreau să joace ăsta un Moldoveanu. Filip. Balta. Cardașul Climavicius. Sorescu aici și Stratul în poartă. Bun. Simulescu. Cei de la Hermannstadt. Am nevoie de victorie. Bine, Motini. Acolo m-au egalat ăștia prin Luchin. Da, dacă vine. Bine, Moldoveanu, excelent. 8 persoane pe live, 15 like-uri, respect fraților. Bine, Moldoveanu, dublă Moldoveanu, titular și în următorul meci. Plănarul ratează penalti pentru cei de la Hermannstadt. A fost aici aproape un băiat. A spus 3-0. Dar din păcate a fost 3-1. Vezi ce preț are Ogenda și Panțăr. As. Asta-i lasă. Hai să-l scot și eu pe David de la... Mai depinde că am văzut. Parcă am luat un jucător tip Popa. Așa. Oricum, Ogenda are vreo 2.300.000, știu, din altă carieră și Panțărul, nu știu, nu l-am căutat. Ciu. Ciu, poate. Era câștigat Craiova cu Budapesta la penaltiuri. Da, știu. Oh, și avem meci cu Craiova. Oh, Barcelona să le faci contracte la aia. Da. Tot din seara asta cu Clinceni 3-1. Eu zic 2-1. La Dragomir, da, și el o să fie interesant. O să-l căutăm.
Deci, Moldoveanu a dat dublă, este în formă, Nistor, Falta, jocul Caicedo, Alexandru Flar, Bejan, Clima, Vigius, Gardo, Storescu, Gabriel, Mărgea, Filip, aici, Elec, Stratul în poartă. Asta este echipa. Pe contractul lui Mondini. Pe ce expiră contractul lui Mondini? Ei, mă, Mondini. Nu e expiră rost. A, să fim noi siguri, să-l mai facem pe 2 ani. E lui Nistor, că nu se știe cum pleacă ăștia. E încă un an, bun. Și peste o săptămână joci Craiova, Craiova cu Atena, da. Sper să nu ia suspendare, să nu joace gen, să nu fie spectator cu Atena. Pe Oblemenco o să fie nasol. Dacă o să dea asta, cum îi zice, pedeapsa asta pentru treaba Elbete Tătărușanu, de unde buget? Așa, bun, Colțescu ne arbitrează. Eu zic că o să-i batem pe Craiova. Voi ce spuneți? Un pronostic acolo pentru acest mirobolant meci. Dinamo Craiova. Ok, respect. La fel. Adem, let's go. 2-1 pe Dinamo. 3-1 Dinamo, hai să vedem. Hai să vedem, Caicedo, Caicedo avansează foarte bine. Pentru Robert Moldoveanu. Hai că am început bine. Ilie Aceli. Poate grupa în finală. Nu înțeleg ce vrei să spui acolo. Vinde pe Montini că e bătrân. Mă, e bun Montini. Mulți a spus 2-1 pentru Dinamo. Hai să vedem. Hai să fiu și eu mai atent acum să nu mai greșesc. Să nu mai vorbesc de Steaua pentru că iau gol. Ați văzut. Hai de Alexandru. Bine, Caicedo. Excelent. Matia Montini acum. Montini, prea târziu. Prea târziu s-a gândit acolo. Gabriel, excelent, Elec, pasează, acum să-l pe Caicedo. A făcut mingea prea lungă și de un corcu de bine acolo a intrat. Masiv. Vinde pe am citit de asta, poate finala Europei. Olu, Straton! Ok, scăpăm. Poate finala Europei League și Cupa României să primești bani. Păi dar nu mai am șanse să ajung în grupele Europa League, trebuia să bat pe Betis. Să ajung mai, să trec mai departe în Europa League. Dar oricum sper să iau campionatul și Cupa României am pierdut cu 1-0 în fața Stelei. Pe nedrept chiar. Cine a fost pe live a văzut meciul. Pe live-ul trecut. Oricum trebuie să iau campionatul. Eu o să am buget destul de mare. Haide Caicedo. Bă, cât de bine intră acolo Don Cor, cred. N-am văzut bine. Noi, mă, bravo. Haide, Fili Mărliac. Bravo, și tu. Moldoveanu, excelent, Matia Montini. E, Nistore. Așa. Hai să facem pressing. Poate o să fac și o carieră cu echipă puternică, gen Bayern. Bayern City sau United. Dar că cum îi zicem? Juventus, da? Eu aș vrea să fac o echipă cu gen o carieră cu echipă mare în sezon, în FIFA 2020, pentru că o să fie și transferul la zi. O să fie frumos. Acum dacă sper să avem și Liga în FIFA 2020, până acum este 100%, dar nu se știe, nu se știe. Ăla pe Șorlis, pe Adrian Petre, cred că îi expiră contractul. Da, știu. Luna viitoare o să îi dau și lui Petrucci și lui Pinto, lui Petre și lui Varela. Bun. Excelent șutul lui Moldoveanu. Slab, 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 slab. Da.
Îngerul păzitor. Bine, Montini. Default. Să nu fie la fault. Ia-l pe Iani, să de unde 15 milioane de euro. Mama, să încerc de aici. Ba, de aici, mă, băieți. A, de mă, ura, ba, lor, la spital. Ura, mai așa, bun. Prost, foarte prost. Am aici a fost deviată. Da. E bine atunci. A venit oricum, una bună. Atât am vrut. Vile acele și bine, fili mârșlia, ca cu mârșlia, când blocaj. A făcut, mă? Fault? Ok. Cred că la vile acele. Așa. O, bun, 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 aici, Montini. Pereira a ieșit foarte bine acolo. Păstrează bani pentru jucătorii buni. Da, ok, Varela nu este jucător bun sau Pinto, Petrucci. Un jucător bun. Adrian Petre. Dar iau liber de contract. De exemplu, nu-mi plac, sezonul viitor o să-i vând și nu scot banii. Clar. Iar pe plus mulți. Eu cum a venit iau gratis. Dar le plătesc salariul. Hai să vedem Chelici. Dacă centru, dacă greșește, Mondini acum. Hai te-am Mondini, l-aștept pe Moldoveanu foarte bine. Foarte bine este angajat Robert Moldoveanu. Moldoveanu. Trei adversari pe el. Pierde până la urmă, dar rămâne sus. Nistor. Robert Moldoveanu trece, Moldoveanu centrează, nu centrează rău. Și nu riscă Craiovenii. Hai să vedem pe Nistor cum concentra pentru Moldoveanu. Ei, Nistor. Aici ai pierdut Nistor, foarte ușor. Bine, Moldo. El își degajează Mârșlea, că este singur în acea zonă. Elec. Moldoveanu, până la urmă, își ia inima din și șutează, dar până la urmă este corner, deci tot a ieșit bine. De această centrare, ce efect? Ok, avem arcoare de la margine, calm. Sunt bine pe contul secundar, ok. Ești fan Dinamo, nu? Hai, trebuie să avem mare grijă, Mihai Roman. Mihai Roman. Avansează Roman, Roman. Bine, Straton. Bravo. Bravo, Straton. Intrare acum. Norocea. Bine, mă, băieți. Bravo, Straton, doamne. Ce fază aici? Hai, că sunt. Ok, 0-0 momentan. Ne-a salvat Straton, n-avem ce să zicem. Păi, este cald rău de tot. Mă uit imediat pe telefon. Să văd câte grade sunt. Hai mă, că nu mai prind asta. Ok, hai să mă uit acum repede pe telefon. Hai să pun și o pauză la joc. Așa. Uite aici la meteo. Dăm refresh. 29 de grade. Uitați. Dinamo e Dinamo, nu? Ieri au fost 32. Alaltăieri. Da, alaltăieri, 32 de grade. Bun, haide Caicedo. Excelent Caicedo. Uită-mă pe Nistor, are viteză bună Nistor. Pe două goluri că pierde biletul la fel, da. Genetic, needed 5000 energy. Aolo, ce vremuri, sinetic. Ai noroc, merge treaba? Normal, fratele meu, cum să nu meargă?
O, tălaia bobiță, că ai sedo? Îl a dat cu capul în țăpă. Bine, de mă ura. Ele, mărșliac și nici doar acum din prima minge de viață, corner. Dă-mă gol din corner. Ia spuneți voi acolo, vreți să dăm gol din corner, dar batem cu mărșliac. Dar și nici să facă, e de picior stâng eu, nu? La tot drept. Drept, e bine. Corner. În sfârșit, ai făcut și tu, că nu mai mare, da? Fii atent aici, gol din corner. Lu, ai și pile acele, că... Băga la capul, ia. Bine, Nistor. Cum a dat cu capul. Așa. Îl mai știi, mai Andrei, pe sinetic? Ce vremuri, așa, hai mă. Bravo. Nu, e bine. Excelent. Gionule. Mamă, forte. Nu ai voie să pasezi acolo. Ulu, ce bine asemnată și aparte. Nu prinde, nu prinde. Așa, mă. Îmi dai mesaj pe Instagram. Nu dai eu mesaje. Alexandru. Gionule. Mi-a luat și Ederson 2, mi-a donat și pe un CSGO, da, bă, frate. Are tot respectul. A, ce să-i zici? Nu merge linkul de donații. Pe aici, prost. Pe aici, nebun. 11 persoane pe live. Cum să nu meargă, bă, e fresh. Dacă eu zic că merge. 631 de abonați, respect, mă, băieți. Total respect. Nu știu, dă-i un refresh ceva. După ne-am făcut noi echipa aia pe CSGO. Așa. Aolo, iar. Mi-a luat 702, mi-a donat și pentru ce am citit. După ne-am făcut noi echipa aia pe CSGO și am intrat în gol, da. Nu merge. Când aud de donații, îți dă eroare. Joci cu mine Brawl Stars pe episod, nu joc Brawl Stars. S-a schimbat la față. Nu știu. Ia încearcă băi Andrei să intri, să vezi dacă ție îți intră sau nu. Haide Moldoveanu, Caicedo. Și... Aulă, vreau pasa aia lungă acolo, la Lancareu. Aici din gură. Moldoveanu! Ele, mici de via, Caicedo! Da, băi, nu eram în echipa aia. Taci, bă, că am jucat și eu cu voi. Bă, mă enervez, îmi iau aceste gol iar. Fără mișto. Deci Fortnite, am jucat, nu mai place. Așa. Asta, da. E gratis CSGO, da. Bine, Straton! Aoleu, bă, de ce mai, bă, ești prost? Doamne, doamne, doamne. Dă-i, mă, nu merge, bă. Aba, na, mie îmi intră. A, o fi iar eroare la TypeStream, ca de obicei. Nu, știți că am... Pățesc YouTube-urii mai mari, dar eu. Ce vorbă că le-am băgat pe toate. Nu joc FIFA Mobile. Bun, Elec. A trimis bine acolo, da. Moldoveanu, bine, Gardoș, Moldoveanu, pasează. Am pressing, pressing acolo, pe ei. Pe ei, pe mama lor. Dar cum să nu băgăm ce sigur? Salut, Denis Bejan. M-am întâlnit pe ultra-attacking să vezi ce mă prinde ăștia acum. Bine, Alexandru, dă-i un... Haide, Gardoș. Fundașul nostru, Gardoș. Pentru Moldoveanu. Pe chatul lui Moldoveanu, pentru Matea Mantini și acum Mantini, pentru Caicedo, ultima sursă de energie, Caicedo, cum să ajuteze așa? Gata, frate, voi mă scuzi.
Ori, un meu n-are mod, păi da, cum mă, să fac eu așa ceva? Gata, bă. Cum să fac eu așa ceva? Ești turul meu preferat. Îți... Iar, a, torpil. Haide, bă! Aută-l, aută-l, bă, până se ridică, mâncați-și gura. Haide, Elic. 14 persoane, respect. Doi om. Du-te, moldoveni, ca la ploiești. Hai că îi dă ca un număr, zboară 3 metri. Bine, bă. Bravo, mă. Excelent. Și mârșleac, mârșleac. Gol! Gol, Dinamo! Bine, mă, băieți, mă, trebuie să-mi aduci 6 abonații, dacă vrei, mod. Gol, mă! Aută-l-aia, aută-l-aia, băbiță. Știu, mama mea. Intră și adică, Moldova nu-i mor, gata, nu mai poate. Haide, mă, mi-e 87. Hai, mai am șanse, mă, trebuie să recuperez repede. Dau bufa în față, ce-o fi, o fi. Paul. Ok. Noi. Bravo! Uite mă cu tocul căpățână, aici nebun la cap. O te la bobiță, mărliac! Bravo! Și dă ele, că e odinic Jadi. Hai Jadi! Hai, ultima fază! Ultima fază! Fază, mâncați aici gura ta, Jadi! Jadi, bine! Montini! Apără Piliaceli! Nu da numărul în public, mai vine și mesajul. Nu, bat cu Nistor. Cu Nistor bat. Haide Nistor, una bună. E bună! E bună! Gol! Gol! Dinamo! Ale! Jadis, schimbare inspirată! Bine, mă! Da, ce mă. Gol, mă! O, ăla e uiță! Normal, mă! O, ăla e 3 puncte, uiță! Ce-ai făcut? Bă, nu mai am face, mă, prost! Hai, bă, alo, da, mamă! Da, acum! Așa! Bine, mă, băieți! Areți acolo cu un like, un share și o subscribe să ne ținem cât mai mult pe acest live stream. Să strângem o comunitate cât mai faină. Haideți! Oare! Ia! O tălăie Olympiacos! O tălăie Olympiacos! 20 de like-uri, forță bă, dar uite, numai că dacă n-am mai muncit nimic, n-am mai făcut sală, s-a slăbit. Era așa, o biluță mai mare. Poate să confirme Andrei. Ulu, mă, băieți, mă. Jucăm cu Olympiacos, bani să ne luăm la revedere de la grupele Europa League. Să luăm bănuții, hai să scoatem banii pe bilet, scoare exact. Boldrin, bă, și Boldrin ar fi interesant. Ia mă, stai să văd dacă pot să negociez acum cu aia. Autolandrii pe Cioinac. De la Petrol. Or, Ionin, zici cum rău. Alcan, Mățan, ultimul Mățan la Manchester United. Pascanu. Petri. Trebuie să mai aștept puțin. Intr-o, da, mai aștept luna asta. Bun. A scăzut rău. Hai să scoatem banii pe bilet. Am citit asta. Mă iei pe mine. Da. Haide, jucăm și cu ăștia. Hai, mă, jucăm și cu ăștia. Facem o minune și cu ăștia. Doamne, stai că ăștia mai pot să alerge. Încă 90 de mii probleme de război. Îi pot aduce doar în perioada de transfer. Nu pot să le negociez. Pot să le negociez cu ei pentru că o să le expire peste o lună. Adică o să mai aibă 6 luni de contract peste o lună și pot să le dau
Să negociez cu ei contractul și o să-mi vină sezonul viitor. Pe mă ușor la numărul de abonați la alea. Demolează-i, haide-mă. Pe ei, pe mama lor. Realtăm că merităm să trecem mai departe în grupele Europa League. Îți John Leac cu noroc, mârșleac. Olo, hai da vine că acum, gata. E mereu duminic, s-a dus. S-a dus rău. Bine mă, haide. Bravo. Caicedo, excelent. Și din nou reprimește Caicedo. Uite-l pe Alexandru. Olo, cât de bine a intrat aia la el. Tu, Bejan. Nu trece Bejan. Atât am zis. Că, Jolene, acum e problemă. El mi centrează. Avem probleme, bară. Respingem. Bun. Caicedo. Hai, Denis. Râs, Jolene, ce contra i-a pus acolo, dar curaj în jos. Aoleu, joacă Ruibi. Râs, Straton. Bine, băi, Straton. Cum a sărit ăla la intimidat. Băi, intră în poartă, bară. Nu știu că se duce peste. Hai, Nistor. Nistoran. Dacă nu pleacă, mă, Montinio. Hai, că lăsată nu pe Vukovic asta. Hai, a dat asta un număr, gata. S-a terminat. Bă, Joamne, bine, Mârliac, Elec. Excelent, și acum Robert Moldoveanu, Moldoveanu, șutul lui Moldoveanu, gol! Moldoveanu! Erai donat? Băi, cinetic, ce n-ai? Băi, ce gol! Tot la el. Doar priviți. Doar priviți. Direct în vinclu. Da, mă, că mă uit repede pe type stream. 14 persoane pe live fresh. Pe bă, băieți. Nu uitați acolo un share dacă doriți. Chiar m-ar ajuta enorm de mult. Enorm, enorm de mult. Mă uit, dar chiar îmi pare rău dacă nu apare. Adică chiar nu știu de ce. Ai văzut că n-am avut probleme până acum. Câți bani mai ai? La buget? Nu știu. Chiar nu știu. Așa, mă, băi, vedem ce mai spune. Vreți să facem un challenge, ceva, un Q&A? Vă rog frumos să-mi spuneți acum întrebării. Să puneți întrebări acum pe chat, facem și un Q&A. Dacă vreți, facem un clip cu Q&A. Stai, mă uit aici, mă uit la istorie, la... Nu, nu mi-apare că ai donat. Așa, hai să continuăm și noi aici, marele meci. Ce ai făcut donațiile mele? Le-am investit. Hai ca microfon, ca astia alea. Asa. Parcă si tatatura mi-a luat-o. Nu mai stiu sigur. Nu, ca tatatura am primit-o cadou. Olei, sa vedem acum. Acum e problema. Excelent. Ne descurcăm foarte, foarte bine. Hai de gardo, nu trece. Bravo. Uite, Olei. Unul cât de bine centrează ăștia, deci intrare bună și este gol. 1 la 1. Care mai e treaba pe aici? Bă, salut, salut. Dacă ți arăt ce gol am dat cu Moldoveanu, neam de neamul lui n-a dat așa gol.
În flash, că nu mai pot. Hai că te-au jucat, da? Păi, de ce n-a plecat? Hai, se joacă din prima. Șah, mat. Pens, care o penalti. Ops, să aibă nebunului. Nu merge linkul de donații. Chiar nu știu ce are, adică... Da, așa că... Îl pun din nou dacă e problemă. 633 de subscriber, vă mulțumesc enorm de mult, bă, băieți. Respectul meu îl aveți clar. Așa. Editează. Trebuie să-l faci din nou. A, că mai avut o problemă asta, mă, da. Adică și la unii am văzut că tot la fel le făceau YouTuber mai mari. Gata, cred. Ok, bun, 13 persoane pe live, ești nebun la cap. Plăcere cu plăcere. Așa. Nu știu, l-am pus din nou. Acum, dacă merge, ar fi bine. Deci, dacă intru pe el, merge. Băiete, bă. Mamă, ce m-au făcut aici? Nici n-am știut unde-i mingea. Nici n-am știut unde-i mingea. Bun. O, tot bă, cât ar negru la neapărat. Da, mă rupe. Băi, Andrei, ia vezi, mă, merge acum. Offside, offside, offside. O tălaia bobiță. Intram peste ei, mă. Le dădeam! Pervers. Nu, nu, da, cred că l-am vândut, da, l-am vândut. Cu tot cu cocean. Uți! Johnule! Ademu! O tălai bobiță! Bun, ridică-te, mă! Au te la ea pasă, locul tăi negru e ăsta, bă, ce se ăsta? Bărâ, bă, lungă. O, tălaia, Montini. Trece de negru, Montini. Șut, gol. Exorcizare, Cătălin Talentu. Bă, acum merge să intru pe el. Eh, păi merge acum, băi, băi, bă. Ține-te că ai auzit. Eh, că lumea zic. Bă, deci m-a plimbat cu prunică. Perfect, bă. Păi asta am încercat, dacă el dă voleu. Bă, deci am... A venit la coiacii. Ce faci, mă? Ce că m-am... M-am bucat astăzi la 3 dimineață. Nu sunt obosit oară. Hai, da, bă, din două gurea, bă, cafea. Bă, capitanos. Și după, am zis că mergi. Și pac, m-a zis pe scooter. Haide! Și da, orpeli. O tălaia obiță, tinereții, nu plecăm, mai rămâi. Facem story timer, Andrei, când era mang. Acum avem de două ori. Dat de Revelion, o dată la Negu, o dată la Costi, de trei ori chiar.
Paradis, dis, 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 dis. De mai mult. A, bă, acum mă enervez. O, tălaia bobiță că m-a spart. Da, bă. Acum le beau ca pe apă. Uite, vezi. Băi, hai să mă concentrez și eu puțin ca să egalez pe ăștia. Dacă știți cum zic. Hai să intre și Jadin. Fortunis. Hai să le pe Fortunis. Bă, mi-e ceva în uimă. Gata. Haide mă, ora, dai drumul că te ăsta, bă, că ăsta e grec, e... Ignos. Îți le podem și ăsta e periculos rău. Și mi se pare că îl cunosc de undeva, dar nu știu sigur. Aderec. Iadi. Păi, el a văzut bine, ok, greșeală. Bă, direct în el l-am pasat. Bine, mârșliac. Istor, Jadi. Jadi. Reda, Jadi. Deocamdată, ăștia la pupătare. Da, bă. Păi nebune, dau gol din corner, regine, bun la cap. Pot la el! Vreau să fac fare. Bă, din nou, a venit Selistul, mă. Fetvartist asta. Hai că ai dat. Da. A, bă, fii atent, dau gol din farfec. Dacă am zis că da. Prin și o mingea, dacă știi cum zic. De Bejani. Bun, haide mă. Acum, ăsta e gol. Mare Cipilan, dacă nu pasa mâinile, era gol. Se mai bagă și o bouă să fiu. Eu! Potul ai obiță! Ai vorbit tu repede. M-au spart. E ce ai că m-au spart. Tu cu ce echipă ții? Cu petrolul, băuiță, cu petrolul. Da. Nu vezi mă cu toai negru la în apărare, ești nebun. Îi dă un număr moldoveanu, îi rupe trei coaste. Cât, oh, mai bag una, ia te dai. Am început eu bine, 1-0. Am văzut că o lovitură liberă, am zis gata, s-a terminat. Hai! Asta e valoare. Da. Și, păi, dacă nu am mingea acolo. Elec, Jadi. O, uite bă, fain de aici. A venit negru la pasează. Și se paseze lui ăla între doi adversari. Da, nu înțeleg. Bine, Gardus. O uite cum pasează ăștia, ai văzut? Da, nu știu cine mai poți să alegi. Revin. Ok. Forța, OG, forță. Asta că e... La anul revenim noi în forță, facem transferuri. Bune. Aolo. Bine, mă. Gata, ți-am adus. Ia să vedem noi, da.
Denis, când vrei să blochezi pe cineva sau așa, încerci mai întâi acordul. Tu momentan doar stai pe live, dacă este, tu și tu, na, la un like, un share acolo. Băi, ți-am dat? Ah, da, am crezut că nu ți-am dat. Ce nasori. Bine, mă. Trebuie să avem mare grijă. Foarte mare. Bravo. Dar ce, să mai avem grijă că deja au 4-1. Măcar să mai scriu și eu un gol, să mai spăl puțin rușinea. Moldova deja nu mai poate să alerge. Nici de Maura. David! Bine că a fost un blocaj. Îți dai seama. Haide, mă. Gol din corner. Corner încă o dată. E bună. Da. Ce să sar, mă, cu papa hala aia. Vă luăm bătaie, da, ieșim din grupe. Bă, bine că am obținut cașcavalul. Salut, bro, salut. Mamă, ce... E că mă dă afară de la Dinamo. Să mor de temit. O, 5 milioane, 5 milioane, 600 primim, bun. Cu Polia aș trebuie victorie, ăștia sunt cam obosiți, cât cash ai. Păi, o să-mi vină banii aia sezonul viitor. Băcat. Păi, aici mi-ai dat ceva în urmă și nu știu ce. Ok, gata. Da, ai făcut transferul la zi? Sunt de la începutul lunii iulie. Păi noi nici nu suntem în iunie sau iulie. August. Nu am ce vreo să-mi am uitat. De la pe 1 iulie până pe 1 iulie sunt făcute transferurile. Ce, afară din Europa League? Da. Salut, Ionuț Codruț, bine ai venit. Trebuie să avem și noi aici din Nemo Live. Nu, cum să retrodeze? Hai, cum minte mânzule, că dacă îi batem pe Iași, continui live-ul? Da. Mai țin. Hai să vedem aici. 26 de like-uri, tot respect, bă, băieți. Vă lansă, cintează la ei. Mamă, cu un gol. Moldova. Montini, se accentează Montini. A, nu. Nu o țin până atunci. Să mai continui cariera asta. Chiar nu știu. A, Liga 1, da. Adică depinde acum dacă mă dă afară că la ce rating am, pentru că am pierdut în Cupa României și în Europa League, nu m-am calificat mai departe. Și acum mai rămâne doar titlul. Vedem acum cum ne descurcăm. Vă zic că 3 jucători. Nistor. Păi pe Nistor ne făcea contractul. Perovic. Elec. Elec mi se pare că nu pot să ne încălzesc pentru că de-abia l-am luat. Da. Dar Nistor. Dar cu Nistor am negociat, adică n-am ce să mai fac. Fac și una cu Craiova? Facem, băieți. Dar depinde acum ce se votează. Dacă voi votați Craiova, cu Craiova facem. Dacă votați Viitorul, cu Viitorul facem. Haide, mi-a dus și mie ceva mai bun? O, din nou, mă, bă. Nu mai am loc în echipă aici, nimeni la cap. Dar din nou mi-a adus un portar și n-am nevoie de el. Pentru că mi-am luat deja portar din Academie bun. Am fost cu acea de Ivo Pinto și mi se pare că nu pot să-l iau, că deja negocia cu altă echipă. A, nu, a venit faptul să-i vedem. 71 Pinto, bun.
Oare la 75 pentru 68 e bun, Petre 66, Pașcanul 62. Nu-i problema, o să crească Pașcanul, ultim 7 luni lui Petre. Așa la fel, deci mai trebuie să așa puțin. Fă măcar 2-3 sezoane cu Dinamo. Poate o să facem altă carieră și o să jucăm în episoade cu Dinamo. Sigur, în cealaltă carieră o să facem live stream, dacă vreți așa. Crește și Lăcătuș, bun. E bine. Am pus cade, bă, ratingul ăsta, nu-mi place. Dar hai să fiu și eu curios așa, de ce echipe mai sunt căutat. Sunt dorit, de ce echipe sunt dorit. Ok, au plecat jucătorii care am vândut și cred că au venit bănuții. Ok, avem 2 milioane buget. Hai să vedem dacă putem să negociem acum cu băieții. Da. Cu... Stai, Pașcanul nu pot. Petre, deci nu pot la Petre. Pot la Pinto, bun. Petre, nu înțeleg, nu știu de ce nu pot. Ăsta, Petrucci. Mai era un Varela, clar. Așa. Răguș, nu, Balde, nu, Petre. Pe Adrian Petre, cred că îl pot lua acum. Dar nu pot, dar pe Petre, da. Hai să încerc. Hai să încerc să-l cumpăr pe Petre. Dacă nu pot să-l iau liber de contract. Vedem ce avem pe aici. Papa Zoclu. Hai, vreau pe Papa Zoclu. Oh, bun. Încă 1 milion. Nu, nu vreau pe Balde. Mai dau 800. 700. Nu-mi place de Baldor. 850. 1100, mă. Îți dau maxim 900. Bun, atât a avut. A vrut. Perfect. Hai, delegate. Așa, și vine din... De acum așa o să-l folosim, deci o să fie foarte, foarte bine. Băgăm la antrenamente. O să crească. Vedem, acceptă Varela, bun. Și Petrucci. Și Pinto. Oh, perfect, mă, perfect. O să avem echipa sezonul viitor. Ok, și Adrian Petre, atât am vrut. Deci Adrian Petre la Dinamo. Nu să nu am bamă de contracte. Unde e Adrian Petre? Uită-l. Aia și o gura lui, o să rupă băiatul ăsta. Boldrin și Boldor. Boldrin, poate. Nu știu dacă e în FIFA. Fernando Boldrin nu era el. A, ba da, el, uite. Nu înțeleg ce scrie, este un bug, scrie că e împrumutat, dar putem să-l luăm sezonul viitor. Și Boldor. De ea. E împrumutat la Foggia. Joacă 4-4-2. Da, asta o să fie următoarea. Formulă. Sunt cu de atacanți. Plata așa. Lulacu și Rondon, nu, nu, nu. Vrei să te apuci cam de altă carieră și să faci episoade cu Dinamo, că deja e depășit. Nu, nu, nu. Nu, nu vreau. Am doi fundași buni, Bejan și Gardaș. Facem așa echipa, primul 11. Loveanu. Poate juca dreapta. Vine aici Petre. Uitați aici, echipă frumoasă. Fer.
Ăla am pestat în 72, e bun. La 1074. Poate o să-l luăm pe Ionuț Radu sezonul viitor. Ok. Sim, vreau să stea pe bancă. E falta acolo. Filip în locul lui Bru. David în locul lui Diaye. Uite așa. Cine mai este pe aici? Ionescu. Vreau să-l văd și pe Ionescu. Tânăr din Academie, e bun. Lucas Acosta, îl dai pe Amir la schimb. Se merită. Ia să vedem noi de Lucas asta. Lucas Acosta. Are clauză de 4.300.000. Nu știu, nu mai am buget, clar. Oh, mai am 1.000.000. Bun. Dacă mai am 1.000.000, pe Pascal nu pot da. Aș lua pe Pascal, nu că am împrumut. Dar nu pot nici împrumut. Ibrahima Balde. Ian Boldor. Acosta. Am. A, ok, nu e nimic, Denis. Mulțumesc că ai fost. Nu, uite mă cu Benero. Vreau să-l dau eu lui portar. Straton sau Hamid? Băi, pe Hamid o să scop mulți bani și-l dau pe Straton. Pe 2.100.000. A, nu merge așa. Încă 1.200.000. Este 50. Hai, așa. Hai că să aibă ăsta un salariu. Eu fac carieră cu Union în 1860, Liga 3 Germania. Da, știu. Știu echipa. Acosta acceptă. Ne luăm portar argentinian, tot 72 are și el, cum a avut Straton, este bine. Sperăm să se descurce. O, Amid, sigur o să-l vândă, costă foarte mult Amid. Salut, David. Bine ai venit. Dar nici nu-i pe transferul pe Hamid. Nu cred că o să-l vândă acum sezonul ăsta. Da, o să plece Nistor, dar nu știu de ce, pentru că eu i-am renegociat contract atunci pe încă un an. Și a trecut 2 luni. Uitați și voi. Nu mai am bani transferi acum. Salut, Georgica, Iosif. Montini, 3.400.000. Asta e că am văzut ceva de Nistor acolo. Dar de ce mă, frate, bă, că... Poate reușesc să-l vând, Doamne ajută. Poate azi Dinamo. Batem. Am încredere. 2-1 să se termine. Unde ești, mă, Nistor, mă? Da, mă enervează. Da, dar pleacă pe gratis. Cum să-i expire contractul de când eu l-am negociat? Deci n-am avis, nu. O, ce ofertă primim și putem scoate până la 8 milioane pe Hamid. Mamă, fiți atenți că o să-mi iau și porta de rezervă, iau pe Bojocaru de rezervă. Sau pe Căbuz. Dacă scot 8 milioane pe 8 milioane 100. 6.400. Hai cu 7.200. 6.800. Hai de mă băiete, mă, 7.300 acum. Bun.
Bun. Bun, a acceptat. Doamne, să se transfere și să... Hai să căutăm acum portar de rezervă. Cum ar fi Căbuz? Cred că Căbuz vreau să-l iau, Cătălin Căbuz. Uite așa. Și pe cine să mai căutăm noi? Hai să căutăm așa jucător din Liga 1. Ce mai mi-a trebuit mie? Mijlocaș? Am, dar pleacă Nistor. Deci a plecat Nistor. Nu, pleacă sezonul viitor. Dar... ar fi bine să am unul acolo. Nu e inspiră lui Boldrin contractul. Nedelcearu, bă, iau pe Nedelcearu, mă. Pe bune. Ah, ba da, expiră contractul lui Bodrin. Da, dar el este bagul și zice că este împrumutat la Echise Sport, dar el de unde? Că el joacă acolo. Ai, și lui Boldor. Și Boldor la fel, este împrumutat la Perugia aia. Căbus. Ibrahim Mbappé, Denis Drăguș. Bă, ar fi bun Drăguș ca și stânga, acolo în locul lui Caicedo. Vedem, poate luăm și pe Drăguș. Dar să vină mai întâi Bănuții. Pepe, Hamid. Hai să vedem. Nu, sunt împrumutați. Este bag, pentru că mi s-a mai întâmplat. Ale Pașca în locul lui Bejan. Este mai stat ca o vere Pașca. Nu pot să-l iau acum, pe domnul ăsta. Aoleu, deci uite câtă taxă mi-a luat când l-am vândut. Deci 5.500.000 am. Nu-l dau pe David sezonul ăsta. Nasol, mă. Ai măcar 7 milioane sau 6 ceva dacă veneau. E, atunci trebuie să ne surcăm cu ce avem. Deci trebuie. A, de-abia a venit Nasol. Așa. Nu pe, eu vreau pe Drăguș stânga. Pentru Nistor luăm sezonul viitor ca să avem buget mai mare. Vreau să am un jucător foarte bun. Dar cu Nedelcearu, mă. Nu, fiți atenți ce fac cu aici, cu Nedelcearu. Fiți atenți ce fac cu Nedelcearu, îl dau pe Bejan. Intră, ok. Îl dau pe Bejan. Nu vrea. Wingeri. Sin, na, ți-l dau pe Sin. Și încă 3 milioane. 2 milioane. 100. 2 milioane 500. 50. Bun. Bun. Facem contactul cu Nedelcearu. Luăm pe Nedelcearu, băi, ești nebun la cap. Așa, odată, Nedelcearu. Eu vreau să mai am buget. Să mai am vreo 2 milioane și o să încerc să-l iau pe Denis Drăguș. Îl joc acolo în stânga. Pentru că poate juca atacant, mijloca stânga și sau am. Și eu vreau să-l folosesc cu mijlocaș stânga. Așa, player swap, striker. Stai, mă. Wingeri. Așa. Și să-l dau pe Alexandrov, nu că joacă funda și bun. Nu, se răgușe în stânga. Sau pe Caicedo, și are 68 de ani. Sau Alexandrov, dar Alexandrov joacă fundaș acolo. Da, la pe Caicedo. Oho, wow. 2 milioane.
Îmi dau 3 milioane, cu ce mai valorează și caisetă, 1.150. Nu, nu mă las. Nu mă las dacă am zis eu atât. E așa. Bun. Bun. Deci dacă vine și Drăguș cu Nedelcearu, ne-am făcut echipă blană bombă. E bun. Dar rămâne fără porta de rezervă, dar nu cred că asta o problemă. Stai așa, că am puțin probleme, m-a sunat cineva. Așa, gata. Bă, ce nasol, bă. Marți, mă refer la mare. Nasol, bă, frate. Rău. Așa, Moldoveanu trebuie să-l scot. Să-l introduc. Opa, uite, Agosta. A, stai, bă, că l-am pe Lăcătuș, rezervăm. Ești nebun la cap de portar. Face imediat el 16 ani și gata. Sau 17, nu știu cât are acum. 15 cred că are de nu poate. Hai că îl văd aici. Da, 15 ani. Are și potențial mare, bun. Va veni și scouterul, ceva bun. Iac. Nimic bun. Ok, Drăguș acceptă și Nedelcearu. Da, bă, uite așa, vezi, nu ești pus degeaba. Drăguș, Ionuț Nedelcearu! Ia! Cumpere acum, că am... Nu mai am bani. Am 1.000.000. Bun, hai să facem așa un primul 11. Drăguș, clar aici. Alexandrov, Bejan, out. Nedelcearu, Gardoș, Gabriel de Moura și Acosta în poartă. E, pe aici, uite, asta da echipa, altceva. eu nu, altă. Ionacht, că am mai zis, nu? Gomez ăsta. Au, ce barba, nu le-au urât ăsta. Da, băi băieți, lasă, cam nu avem nevoie acum, noi jucăm 4-4-2. Dar asta o să fie echipa de aici încolo, în acest sezon, cu asta o să jucăm. Să vedem cu cine avem următorul meci și cu cine o să testăm echipa cu călăraș. O să simulez cu călăraș, o să jucăm cu Viitorul, cu Steaua, în următorul episod. Sau în următorul live. Da, următorul live. Episod, o să finez episodul mâine și o să editez și o să pun tot mâine. Așa că vă mulțumesc că ați fost de mine, vă pup și vă iubesc, toate cele bune. Pa! 28 de like-uri, haideți cu 30. Ia uite.